Nu, nici vorba, n-a fost deloc așa. El a încercat până în ultima secundă să o caroteze pe Viorica Dăncilă, că era într-adevăr rușinos ca un politician de anvergura lui Călin Popescu Tăriceanu, de notorietatea lui, să stea preș în fața unei desculțe care nu știa nici să numere cu bilele alea pe tablă la aritmetică la clasa 1. Deci este o înfrângere uluitoare a lui Călin Popescu Tăriceanu. Nu mă surprinde însă reacția lui de gogoman, și această minciună sfruntată, cum că el s-a dat la o parte că era prea gentleman și că a lăsat mastodontul ăsta de PSD să iasă un pic în larg. Este o greșeală și pentru că PSD-ul n-are nicio șansă să câștige alegerile prezidențiale. Doamna Dăncilă n-are decât șansa să se mai facă un pic de râs, că va mai dura până începe campania, până se califică în turul 2, până este învins în turul 2, până își recunoaște cu iarăși cu nu știu câte greșeli gramaticale înfrângerea în seara alegerilor și așa mai departe. Deci, pentru ce să lăsăm când să știe dinainte care este rezultatul? Deci evident că este o înfrângere. Tăriceanu nici n-a mai putut să, cum spun politicienii cu Ludovic Orban în frunte, nu au nici măcar simțul ridicolului, folosind asemenea cuvinte și vorbe de lemn, nu reușea să coaguleze în jurul lui un nucleu care să-i spună doamnei Dăncilă în față: doamnă, du-te și te curcă. Lasă-ne pe noi ăștia care facem politică de vreo 30 de ani. Ma ta acum 30 de ani, ce făceai? Te jucai în nisip. Asta cu condiția să fie avut nisip la videle. Bun. Deci președintele PNL, Ludovic Orban, că el e cu socotelile, cu moțiunea de cenzură, ne avertizează că s-au strâns semnăturile, adică, potențialele semnături care să dea jos moțiunea de cenzură, ar fi de la vreo 233 în sus. Știe exact Ludovic Orban că nu-i neapărat treaba lui să numere până la capăt, dar el ne spune că e de bine. Suntem într-o zi de marți astăzi, undeva pe la începutul săptămânii viitoare. Nu se grăbește nimeni, stați, știți, să vină oamenii din Statele Unite. Poate pe la începutul săptămânii viitoare să avem parte de această faimoasă moțiune de cenzură în care nu crede nimeni. Sigur că nu poți fi nici pro, nici contra unei asemenea moțiuni de cenzură, întrucât te aștepți să cadă guvernul Dăncilă, ceea ce ar fi cea mai bună veste în momentul de față posibil în România, pe toate domeniile. Dar pe de altă parte zici, mi se mai duce o speranță, că evident cei care vor veni nici măcar nu știu să se lege la șireturi, dar aminte să conducă o țară. Deci este o catastrofă. Am dat seama cine va veni? Păi vă spun eu câteva nume. Ludovic Orban, Dacian Cioloș, Dan Barna. Ăștia vor mișuna, pe ăștia îi vom vedea mai des. Păi ăștia săracii n-au nicio treabă. Ei ar trebui să fie undeva lăsați de izbeliște de Thomas Cook acum și nerepatriați prin nicio țară. Cam pe acolo ar trebui să le fie soarta. Undeva. Prin Samoa, că i-am văzut astăzi la Cupa Mondială de Rugby, indisciplinați. Da? Doi eliminați temporar pe finalul primei reprize într-un meci la îndemână, că rușii nu știau nici să țină mingea aia ovală în mână, le scăpa. Ziceai că jucau cu un săpun. Penibilă Samoa în prima repriză. E bine, pe undeva pe acolo ar trebui să fi fost. Ai, nu știi, acolo nu-i mai aducea nimeni înapoi. Când auzea cine sunt, le dădeau interdicția aia să mai părăsească zona de foc a Pacificului și acolo rămâneau. Dar o să vedem. Deci e nevoie de 233 de voturi în plenul reunit al Parlamentului pentru ca guvernul Viorica Dăncilă să fie demis. Un bob zăbavă. Până săptămâna viitoare nu se întâmplă nimic, oricum nu este o urgență, țara nu arde. E condusă de cine e condusă, în momentul de față vă reamintesc, ca să fim exacti, la butonul nuclear e tot mele, ca și ieri. Dacă nu fi adormit la ora asta. Da? Dacă n-a adormit, sau poate și-a lipit mâna cu scoci de butonul nuclear, să nu-l apese totuși prea tare, că vin nord-coreenii după aia peste noi. Bun, deputații juriști au decis, e o informație importantă, deci deputații juriști au decis în unanimitate vacantarea postului de deputat al social-democratului Octavian Goga, condamnat definitiv la 2 ani și 4 luni de închisoare cu suspendare pentru că a refuzat să fie testat cu probele de sânge de polițiști. El conducea fără carnet la un moment dat un vehicul.
Și asta înseamnă că nu mai e un social-democrat, el dispare de pe listă, este o poziție mai puțin pentru PSD, apropo de moțiunea de cenzură, un loc mai puțin pentru ei, orice individ contează acolo, pentru că din astfel de momente, din astfel de motive, poți să pierzi definitiv PSD-ul. Dacă pierde guvernarea acum, în mod normal, făcând o analiză corectă și realistă, nu se mai întoarce la guvernare niciodată. Deci, atenție, sigur că nu Octavian Goga, marele Octavian Goga, va fi țapii spășitori în istorie pentru asta. Nici măcar acest minuscul Octavian Goga. Dar știți cum e. Detaliile au făcut întotdeauna diferența în istorie. Bun, altă poveste fără sfârșit, cea cu Laura Codruța Kövesi. Se pare că echipele de negociatori ale Parlamentului European, cele Consiliului Uniunii Europene, au ajuns într-un final la un acord, noi știam asta de 6 luni, pentru ca Laura Codruța Kövesi să devină primul procuror șef al biroului procurorului public european, nu este încă bătut în cuie. Sigur că s-au făcut tot pașii, 99,999% ea este procuror șef european, dar încă nu este totuși oficial. Deci birocrația la aceste instituții este inimaginabilă. Da? Ce era, bă, așa? Greu, asta trebuia să o rezolvi într-o săptămână. Știu, au fost problemele în țară, dar ce, tu nu știi care e situația în țară? Ci tu ești Antena 3 la Consiliul Uniunii Europene, să te legi după ce îți trimiteați e PSD-ul. Da? Cum scrie Adevărul, un titlu bun, articolul e prost, dar titlul e interesant, am apucat așa să văd un pic. Duplicitara doamnă Odobescu, apropo de acea luminiță Odobescu, trimisă până la urmă, care avea vorbă de la Viorica Dăncilă să se opună validării Codruței Kövesi în această funcție. Da, n-are importanță. Sigur că România era împotrivă, dar ce, Europa nu știa asta? Că PSD-ul nu înghițea pe Codruța Kövesi pentru că îi băgase pe ei la pușcărie? De ce îi trebuia 6 luni? Da, Consiliul Europei ca să o valideze sau nu pe Codruța Kövesi? Puteau să-i spună de la început, bă, fato, nu ești destul de coaptă sau nu ne-ai convins. Sau discursul tău n-a fost unul strălucitor. Sau pe de altă parte să-i spună, stai liniștită, bă, noi știm ce se întâmplă la voi. Dar noi suntem manipulați cum sunt proștii voștri. Stai liniștită că e ok, săptămâna viitoare te instalăm. Pentru că această birocrație n-a făcut bine în primul rând României. Unde s-au tot agitat apele, unde PSD-ul a tot încercat, cum făcea Liviu Dragnea să pună justiția cu botul pe labe. Da? În PSD, că nu știm noi, dar am aflat din culise. Era o adevărată bătălie, da? Și energie și fonduri alocate tocmai pentru asta. Ei nu se ocupă să aducă investiții străine în România sau să modernizeze țara. Ei se ocupau cu birocrația. Să o pună pe Codruța Kövesi și cu botul pe labe ca să le demonstreze baronilor că PSD-ul n-a murit și că cine și-a bătut joc de PSD, deși Codruța Kövesi și-a bătut joc de multe ori cu acte de ei. Adică i-a prins, chiar dacă de multe ori cu fofârlica și cu niște dosare penibile, erau toți vinovați, evident, da? Deci a reușit să-i bage la pârnaie, dar ei ce vroiau, Dăncilă și ariergarda ei? A, să-i demonstreze ăsteia că dacă odată ai făcut ce ai făcut PSD-ul, nici în mormânt nu vei fi uitată. Dar uite că nu le-a ieșit, că nici PSD-ul nu mai e ce a fost. Într-o altă epocă, da. Și când contextul european era diferit, o puneau cu botul pe labe. O linișteau și după aia vorbea gâdea că i-au făcut bine. Și că țara acum o duce mai bine, că sunt destui cretini care să adere la un astfel de mesaj. Dar Europa, Dumnezeule, pentru ce avea nevoie de atâta timp ca să știe că PSD-ul luptă împotriva țării sale pentru că el are doar propriile interese? Atenție, nu este neapărat aici, mai auzit pe unii, prost pregătiți. Păi ideea asta că au ei o câinoșenie în ei, au o genă, PSD-iștii vor să ne facă rău. Am auzit chestia asta chiar aici, la noi, în platou, la un moment dat, nu mai știu cine zicea. Păi îmi pare rău că i-am uitat numele. Dar nu au, domnule, chestia asta. Stați liniștiți, nu e o ură din asta ancestrală, nici măcar viscerală. Ei sunt făcuți pe agoniseală. Da? Cum sunt medicii puși pe șpagă? Măia de la Spitalul Universitar, de exemplu, unde urmele lui Sorin Oprescu sunt încă foarte actuale. Da?
Și ei sunt puși pe căpătuială. Ei încearcă pentru ei, că își dau seama că au o singură viață. Și pe lângă asta, în interiorul acestei nemernice și mizerabile vieți, au poate doar un singur mandat unii dintre ei la nivel înalt. Și atunci este o goană din asta în toate direcțiile, după îmbogățire rapidă. Da, să căpătuiască cumva, să se pună la adăpost pentru câteva generații. Nu-i neapărat ura față de țară, eu nu știu ei ce e aia țară. Nu vorbesc despre România niciodată în conversațiile lor. Subiectul ăsta nici nu există în politică. Transmitea la un moment dat un amic de-al nostru bine plasat această chestiune. Și noi nu am auzit niciodată pe politicieni, credeți-mă, în cariera mea, discutând despre România. Niciodată. Niciun fel de discuții. Discuțiile sunt despre familie, despre femei, despre sport sau despre bani. Nu neapărat în această ordine. Da? Singura grijă este asta. Să adune cât mai mult, să vadă cum pot fenta și sigur să modifice legile în așa fel încât să nu-i mai atace nimeni. Să devină inatacabil, inamovibil, dacă se poate, și să adune cât pot, că românul îi se bazează tot pe ideea, lasă că să fie. Să furi până pleznește și salteaua aia, ultima saltea, să pleznească. Nu e chestie de țară. Sigur că după aia trebuie să te duci să le spui oamenilor cu pensiile și cu salariile că ea sunt proștii care te votează și așa e principiul. De ce să nu profităm de el dacă ăsta e? Că dacă n-ar mai fi așa, s-ar vota din cer, să zicem. Ar vota Dumnezeu pentru toate națiunile. N-ar mai fi. Vreți să vă spun ceva? Eu o să vă spun. Deci n-ar mai vorbi nimeni în nicio țară despre pensii. Dacă s-ar decide de sus, de undeva. Asta și nici despre salariile bugetarilor. Că n-ar mai interesa pe nimeni. Ăsta este un subiect că e destul de ușor de abordat. Că nu o să-mi vorbești de investiții străine, de riscuri, da, de fonduri de investiții, de capital privat. La astea nu te pricepi. Și atunci am vorbești de pensii, de salarii. Dar acolo iarăși n-are nicio importanță, pentru că atâta timp cât inflația crește, când puterea de cumpărare scade, nu contează cât mărești pensiile. Ele întotdeauna, pentru că asta e regula de economie de piață, întotdeauna ele vor fi inferioare nivelului de trai. N-are cum pensia să fie mai mare decât nivelul de trai sau mai accesibilă muritorului dacă nu crește economia țării real. Nu se poate, pentru că atunci intri în colaps. Deci s-ar fi știut chestia asta și ar fi inventat toți proștii peste tot în lume. Nu poți să dai pensii mai mari decât puterea de cumpărare dacă tu nu evoluezi acolo. Dacă nu-ți crește respectivul indice, nu faci nimic. Da? Deci ăsta e praf în ochi. Vine Olguța Vasilescu să crăcește, ea își pune geanta sau valiza între picioare și să apucă să studieze ea. E bâtă. Deci atâta timp cât tu nu crești real. Noi avem cea mai mare inflație în ultimii 8 luni în Uniunea Europeană, consecutiv. Ce contează că îți mărește pensia? Tu vei avea mai mari dificultăți cu pensia mărită în a cumpăra ceva realmente decât aveai cu 8 luni în urmă, cu pensia scăzută. Pentru că inflația a crescut în fiecare lună. Pensia nu se poate lua după ea, pentru că dacă ar depăși inflația, ar fi mai rău. Nu se poate asta într-o economie de piață, numai într-o țară care este ținută sub un jug totalitar, eventual. Deci este limpede, nu există o creștere economică decât reală. Nu că, ai, că am găsit noi niște bănuți, nu, după aceea te impozitează, îți pune tot felul de taxe și la sfârșitul anului următor tu ai mai multe biruri de plătit decât ai avut dincolo. Și dacă faci o socoteală exactă, ieși în pierdere. Degeaba ți-au mărit pensia sau salariul. Asta e realitatea în România. Bun. Nu mai avem timp, publicitate și ne întoarcem. Turnare să fie, dar să știm și noi, scrie Cațavencu sau Cațavenci, iată, cu Nea Traian cu paharul în mână, dar sau cu cana, cu carafa, nu știu exact ce deține acolo, că, după cum vedeți, e pe trei sferturi goală. Avea dreptate cineva când a spus, alții au turnat, el doar a băut. Așa se vede și din această imagine și o bulă în stil caragiale, cu un discurs de ăsta sfărăitor. În evenimentul zilei, Capodopera a târnat deasupra aragazului, am uitat, noi nici la Florin Călinescu, nici la Adrian Năstase.
un tablou, că nu mai aveai unde să-l pui și atunci l-ai pus în loc de hotă deasupra aragazului, așa se întâmplă în unele situații. Culesul viilor a devenit mai scump decât pescuitul perlelor. O știre importantă, mahmureala este oficial o boală, atenție, așa, o nălucă într-o comisie fantomă, Carmen Dan, sau, se întreabă Ion Cristoiu, acum nu trebuie să ne dăm noi cu părerea că titlul ne spune totul, de ce a fost scos din jocul prezidențialelor cel mai interesant candidat, Liviu Pleșoianu? Bun, în România Liberă, criminalul avea antecedente penale, olandezii au tăcut, sau suspendarea Parlamentului Britanic ilegală, acest Boris Johnson, un fel de Donald Trump, tras la indigo de Tamisa, care s-a făcut de râs cu politica lui orice preț anti-UE, și până la urmă sigur că e departe de a se fi încheiată această saga fenomenală, cea mai mare clovnerie a ultimului secol, într-adevăr, încercarea Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană, dar întrebarea corectă este ca să ajungă unde. Bun, publicitate și apoi Dan Bărat.